Bine v-am regăsit, dragii noștri, iată-ne în fața unui nou sezon, unui nou sezon sportiv și a unui nou sezon de transmisiuni în direct realizate în exclusivitate pentru dumneavoastră de către postul roman24.ro. Astăzi, în ultima zi a lunii august, vă propunem cu începere de la ora 18 să urmărim împreună meciul contând pentru etapa a doua campionatului serii 1 din Liga a 3-a la fotbal. Astăzi pe stadionul Moldova, meciul dintre CSM, evident din localitate, și FC Botosani 2. Așadar, a mai existat o singură rundă, cea inaugurală a actualei stagiuni în decursul weekendului trecut, atunci când formația de aici, de la Marul Moldovei, a înregistrat o înfrângere, o înfrângere la limită, cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Bucovina Rădăuți, un gol luat rapid atunci, încă din minutul 4, de la Cătălin Coroamă, și băieții din Roman nu au reușit să surmonteze acest handicap. Poate de această dată lucrurile vor sta altfel, deși adversara este una destul de periculoasă, dacă ne gândim în primul rând la nume, este AFC Botosani 2, practic satelitul prim divizionare, antrenate de către fostul tehnician de aici, de la Roman, în anii din urmă, Costelenache. Ultimul meci care se va disputa de la ora 18, pentru că este și ultima zi din luna august, așa cum am mai spus, începând din runda viitoare, toate partidele, indiferent dacă vor avea loc vinerea sau sâmbăta, trebuie să se dispute maxim de la ora 17. Să trecem în revistă, pentru că mai sunt câteva momente până la debutul acestui meci și ce s-a întâmplat în prima etapă, atunci când CSM Pașcani a fost învins acasă de suporteri Club Oțelul Galați, scorul de 1-0, la fel s-a întâmplat și în partida dintre Știința Miroslava și CSM Râmnicu Sărat. Sănătatea Darabani a fost oaia neagră a acestei serii în prima etapă, înfrântă pe teren propriu de Sporting Liești cu 5-1, formație a Lieștiului care își face deja calcule pentru primele locuri, ne gândim. O noutate a CSM, Cehlăul Piatra Neamț a pierdut pe teren propriu cu Metalul Buzău, în timp ce Gloria Buzău a trecut cu 3-2 de KSE Târgu Secuiesc. Și Șomuz Fălticeni CSM Focșani s-a terminat 0-1. FC Botosani a ajuns în ultimul moment, în ultima zi, practic în acest eșalon al Ligii a 3-a. A cerut amânarea meciului cu Foresta Suceava, deci va avea o etapă de reprogramare. Să trecem în revistă și cele două formații. Începem cu gazele de la CSM Roman, care l-au în poartă pe Băicianu, și jucători de câmp Marian Marin, Mocanu, Rusu, Huțanu, Aeroaie, Nedelcu, Nutescu, Brăiescu, Covaliu și Chelaru. Rezervele antrenorilor Gabi Țapu și Iosif Susanu sunt Chiruță, alături de Bicleanu, Macovei, Isciuc, Enea Ungureanu și Sadosche. Cei care cunosc istoria recentă a acestei formații pot să-și dea seama foarte ușor că este o formulă de echipă mult modificată față de ceea ce gruparea CSM Roman a arătat în cel puțin în returul campionatului trecut. De cealaltă parte, FC Botosani, pregătit de formație pregătită de Orlando Cucu,
care împoartă pe brânză, iar jucători de câmp Oprea, Zaharia, Kindriș, Neag, Târșa, Penescu, Corban, Florescu, Marinescu și Filip. Rezerve sunt Ilaș, Cubalan, Ilaș, Vlădescu, Miclo și Sincu. Așadar, runda a doua a campionatului seriei întâi din Liga a treia readuce fotbalul aici la malul Moldovei. Să mai spunem că în toate meciurile din această stadiune, ca de obicei de altfel, intrarea suporterilor la stadion va fi gratuită. Cu siguranță însă în funcție de programul fiecăruia veți putea urmări meciurile și în transmisiunile noastre în direct sau înregistrate de roman24.ro. Un meci astăzi arbitrat de către o brigadă din Galați, avându-l central pe Alexandru Burloiu și asistenți Florin Iftode și Răzvan Bedreagă. Observatorii ai meciului sunt Petronela Anițoaiei din Iași și Ișvan Șomoliac din Harghita. Csm Roman vine în fața propriilor suporteri după un sezon în care s-a descurcat destul de bine, până la urmă a reușit să se încadreze în obiectiv și anume să prindă locul al patrulea, deși au existat destul de multe probleme din cauza accidentărilor. De altfel, nici până în clipa de față Gabi Țapu și Iosif Susanu nu pot conta pe unele dintre piesele de bază. Capitanul Mădălin Popa, să spunem, accidentat în a doua parte a returului, va mai avea nevoie de recuperare până prin iarnă. Daniel Marin și el accidentat în același meci cu Mădălin Popa. Este foarte, foarte probabil să nu mai joace fotbal la acest nivel și să primească un post în staful de la CSM. Pentru acest meci gazdele nu pot conta nici pe Ștef Grigore, acesta suferind o întorsă la gleznă în timpul unui antrenament. În schimb a revenit Marian Marin, pe care îl vedem acum la minge. Spunea antrenorul Gabi Țapu înaintea acestui meci că este o necunoscută destul de mare, formația FC Botoșani 2, cu o istorie destul de interesantă. A fost format pe la începutul verii, efectiv pentru rigorile Ligii a treia. Au încercat să se înscrie în acest eșalon și chiar au efectuat un cantonament aici la Roman. Vedem acum pe oaspeți atacând pe partea dreaptă. Vine o primă centrare în care o porție apărată de Băiceanu îndepărtează pentru moment pericolul romașcanii. FC Botoșani 2, am spus, a beneficiat de un, să zicem, wild card din partea Federației Române de Fotbal în cauza retragerii grupării Gauss-Bacău. Sunt destul de multe noutăți, evident, și în structura seriei. Romanul nu a pornit tocmai cu dreptul, dar are șansa acum să ia primul punct sau, de ce nu, puncte, mai ales din propriul FIEF. Încearcă să iasă din propria jumătate romașcanii prin Rusu. Au mizat pe jucători tineri, cei de la CSM, la primenirea lotului din această vară. Normal, programul s-a desfășurat conform graficului, a fost susținut un cantonament centralizat chiar aici în Roman. Plus au fost disputate și o serie de meciuri de verificare, toate că Gabi Țapu și Iosif Susanu au o formulă, așa cum spuneam, schimbată radical față de
returul campionatului trecut au apucat să o sudeze și să-i vedem cum se vor descurca. Și Botoșaniul 2 a avut partea sa de necazuri, în afara faptului că a stat în expectativă să vadă ce va decide federația. La un moment dat, când se părea foarte puțin probabil să intre în această serie, când am înțeles, a dat o mână de jucători la Șomuz Fălticeni, nu au mai avut cum să-i aducă înapoi, așa că pe parcursul acestui campionat nu este exclus chiar să vedem și fotbaliști de la echipa mare în garnitura pregătită de către Orlando Cucu, în care de la margine pentru formația vizitatoare. Încearcă să urce botoșenenii. Vedem, se dă fault. Cred că Târșa a fost jucătorul faultat. Undeva la 28 de metri lateral stânga față de poarta lui Băiceanu. Va veni centrarea în careul gazdelor. Înge la bătaie în zona de 11 metri, cel mai probabil după cum s-au așezat fotbaliștii, da. Deviere însă și nu a putut fi fructificată de către botoșeneni balonul trimis de Florescu. Rămân în posesie cu o repunere de la margine de pe partea dreaptă. Botoșenenii această dată însă pierd posesia și mingea va fi repusă în joc de către sportivii de la Csm Roman. Suntem deja în minutul 5 al acestei partide. Vă reamintim primul meci pe teren propriu în acest campionat, acest sezon 2018-2019 pentru CSM. De altfel, o rundă destul de interesantă astăzi, pe 31 august, la aceeași oră, 18, a fost programat și meciul dintre CSM Râmnicu Sărat și CSM Focșani, iar mâine, practic în prima zi calendaristică de toamnă, pentru că afară încă se poate spune că este vară, vor juca Foresta Suceava cu Șomuz Fălticeni, un derby așadar al bucovinenilor. Casei Târgu Secuiescu, Bucovina Rădăuți, Metalul Buzău cu CCM Gloria Buzău, derby local al buzoienilor, un oraș care a avut ani la rând o tradiție în fotbal, fel cum a făcut parte dintr-o tradiție frumoasă și formația din Piatra Neamț, care va juca în deplasare la Sporting Liești, meci deloc greu, deloc ușor. Iată, o primă fază periculoasă și un șut sănătos din marginea careului mic lateral stânga pentru Romașcani. Brăescu nu a reușit însă să-l învingă pe portarul advers de cealaltă parte. Marian Marin pune piciorul exact cum trebuie și efortul botoșenenilor a fost negat de această dată. Se vor mai juca mâine de la aceeași oră 17, pentru că tot începusem să vă spun despre această rundă, meciurile dintre Suporter Club Oțelul Galați și Sănătatea Darabani, respectiv Știința Miroslava cu CSM Pașcani. Rămân destul de sus jucătorii formației gazdă. Încearcă să iasă prin pase mai mult scurte. Botoșenenii faultează în atac prin Filip și balonul le revine gazdelor. Marian Marin, altfel capitan de echipă,
dintre cei mai experimentați jucători ai Romanului, a muncit pentru această minge. Nedelcu ceru corner, dar până la urmă balonul va fi pus din colțul careului mic de către portarul Brânză. Nu preferă să nu arunce mingea la bătaie oaspeții. Îmi place jocul combinativ. Un nou periculos în careul Romașcan. Periculos. Cei de la Botoșani, Filip, nu a ajuns însă la această minge pe care Romașcan încearcă să o trimită departe de propria poartă prin Covaliu. Acesta în cruci 6 cu Brăescu. Minge bâlbuită care rămâne în posesia Romașcanilor printr-un fault asupra aceluiași Brăescu. Minge în flacul drept, vine centrarea lui Nedelcu. Fără perspective, doar o nouă repunere de la margine. Urât destul de bun, o vreme aproape perfectă pentru fotbal aici pe stadionul Moldova, un gazon îngrijit, chiar dacă nu a plouat de câteva săptămâni bune. Cei de la club s-au ocupat ca suprafața de joc să fie permanent irigată, chiar dacă asta a presupus un efort destul de mare. Și astfel se joacă bine între două echipe care tind să practice un fotbal similar. S-a bătut acolo pentru balon rusu, trimis însă în afara terenului. Suntem în minutul 10, în continuare 0-0 aici pe stadionul Moldova. Meciul dintre CSM și FC Botoșani 2. Practic în deschiderea etapei a doua a campionatului. Este cumva prematur să vorbim de clasament, având în vedere că a fost disputat o singură rundă, evident, pe locul întâi din cauza golaverajului Lieștiul. Sunt numai puțin de 7 formații care au acumulat 3 puncte, restul până la 16, fiind evident cu 0 puncte. Nu s-a înregistrat, așa cum am mai spus, niciun rezultat de egalitate în deschiderea actualei stagiuni. O minge pierdută sus de Romașcani și cam același traseu, mizează mult pe aripi jucătorii de la Botoșani. Până acum s-au dovedit destul de periculoși, în sensul că măcar au ajuns cu mingea în careul Romașcanilor, însă până la urmă cea mai mare ocazie a aparținut tot gazdelor în acel șut din interiorul careului la o fază de pe partea stângă a atacului. Același scenariu, ieșirile cu mingea la picior ale botoșenilor, mi s-a părut offside, da, așa a și fost la Neag. Semnalizarea tușierului Răzvan Bedreagă din Galați. Nu se complică, oaspeții trimit mingea în afara terenului.
Evident, nu se poate pune problema de oboseală, mai ales suntem la început de campionat, dar chiar și așa, cei de la Botoșani sunt parcă un pic mai proaspeți. Au avut o săptămână în plus de repaus din cauza reprogramării meciului cu Foresta din prima etapă. Ar fi trebuit să îl dispute acasă. Vine centrarea, respinge acolo în prim fază Huțanu, șut care nu i-a dat până la urmă emoții lui Băiceanu. Roman îl trimite lung în jumătate adversă de teren, minge la care se descurcă cel puțin pentru moment Covaliu, vine centrarea, încercare, deschidere, partea dreaptă, dar noarul Nedelcu era în poziția afară din joc. A trecut, iată, și primul sfert de oră al acestei întâlniri. Nu, nimic la nimic aici, pe stadionul Moldova. Ar vrea un pressing ceva mai agresiv Gabi Țapu. Vedem în poziții mai avansate pe Aeroaie și Nedelcu. Imediat în spatele lor urcă de fiecare dată aproape Brăescu. O minge fără emoții pentru Băiceanu și acesta repune, iată acum, balonul în joc despre Aeroaie. Leargă Nedelcu, a sărit bine la cap, a faultat, însă a tras adversarul și îl vedem primind primul cartonaș galben al acestei întâlniri. Același minut 15-16 de acum. O partidă cu un ritm destul de bun. Greu de făcut un pronostic. Este evident primul meci oficial acasă pentru gazde, care vor să tragă pentru, în primul rând pentru a înscrie, în al doilea rând pentru a lua punctele. Vedem să pe Botoșeni destul de pragmatici, sigur pe ei, cu toate că, așa cum spuneam, au avut ceva probleme. Mingea pusă jos de către gazde prin Uțanu. Acum balon întors și de-abia acum vine deschiderea, o încercare de deschidere către Covaliu. Și el de cele mai multe ori avansat pe faza ofensivă. Brescu recuperează, a fost însă fault al lui Aeroaie asupra lui Penescu. De angajare pe jos, Huțanu a fost faultat și Romanul pierde posibilitatea de a da drumul ceva mai rapid la minge. Vedem pe Brăescu venind și foarte mult în spate, exact în fața fundașilor centrali, Marian Marin, respectiv Huțanu. Balon pierdut de această dată de către gazde și repunere de la margine pentru formația FC Botoșani 2.
Trent Huțanu. Despre eroaie, nu a fost offside. Jocul deschis acum pe partea dreaptă, Covaliu. Vine centrarea în adversar și balonul iese în afara suprafeței de joc. Punere în marginea careului a eroaie, foarte bine, însă atentă defensiva celor de la FC Botoșan 2. Ea este și un nou out pe care îl repune Rusu. A fost o încercare de centrare total ratată. Și destul de ușor oaspeții au reintrat în posesia balonului cu o repunere de la margine. Între timp sunt ceva probleme în tabăra gazdelor. A fost o accidentare acolo, cred, la Covaliu. S-a ridicat însă. Nu, a fost, îmi cer scuze, Nedelcu. Pe Covaliu acum, talonând adversarul la această minge, Nedelcu, preluare prea lungă, intenția a fost bună, dar execuția prea pretențioasă pentru vârful de atac al celor de la CSM Roman. Vedem acum pe Mocanu. Sat cu Nutescu acolo. Același Nutescu faultează. Repun oaspeții. La fel cum au făcut-o de cele mai multe ori, pase scurte pe jos. Preferă să țină de lunge. Nu au stat chiar rău la posesie, mizează însă pe partea de finalizare, pe aceste mingi aruncate în marginea careului. Nu a reușit însă să facă foarte multe jucătorul de la Botoșani. Acum îl vedem pe Nedelcu, preluând în zona centrală, deschide în stânga pentru Chelaru. Vine centrarea sus, foarte bine și Nedelcu! Acuzat-o o jenă la această fază, nici nu putem spune altfel. S-a ridicat destul de bine, nu a putut să dea și direcție balonului și astfel că iată, scorul rămâne 0-0. Suntem în minutul 21 al acestei întâlniri de pe stadionul Moldova. Apropiem așadar de jumătatea primei reprize. Partidă destul de agreabilă una peste alta, însă între două formații care au preferat mai mult să se studieze. Nu a fost offside și pericol acum, poarta este goală, va fi gol, înscrie Florescu în minutul 22. O greșeală a portarului Băiceanu. A ieșit bine, până la urmă intenția lui nu a fost cea rea, dar o execuție total defectuoasă. Și iată, aproape, foarte aproape de jumătatea primului mitan, FC Botoșan 2 conduce pe stadionul Moldova din Roman, pe CSM din localitate, scor așadar 0-1. Evident, este nevoie să se schimbe ceva în evoluția romașcanilor, care au insistat bine prin Rusu, două dribling-uri reușite și balon care rămâne în posesia gazdelor pentru a fi repus de la margine. A ieșit până la urmă tactica botoșenenilor cu acele mingi
pe vârfuri. Și așa le s-a întâmplat în minutul 22 când Florescu a înscris. Vine o nouă repunere de la margine pentru, de la colț, îmi cer scuze, pentru gazde. 4-5 acum dintre romașcani sunt în careu, a rămas și în margine Brăescu pentru eventuală preluare de acolo. Fie o pâine de mâncat în jocul aerian și pentru romașcani, în careul advers s-a văzut chestia asta de câteva ori. Iată, să vedem minge care a trecut pe lângă aeroaie. MC se fluieră, o infracțiune jucătorilor formației gazdă și mingea rămâne în posesia botoșenenilor. Nu se poate pune problema de tras de timp, însă ceva mai potoliți oaspeții. Altfel nici nu au excelat printr-o prea mare viteză în fazele incipiente ale construcției. Același Florescu acum de pe partea stângă vine centrarea și ce fază! Și-a răscumpărat greșeala Băiceanu, o paradă. Deși a respins în față, însă sportivul de la FC Botoșani 2, care urmărea continuarea, tras peste într-o poziție ideală. Vedem, nu este fault. Intrare curată de această dată a lui Chelaru, cel puțin așa a văzut asistentul de pe acea parte, Brăescu, pentru aeroaie. O să călcâiu. Încercere acolo între Nutescu și Chelaru. Neatent. Fundașul romașcan Huțanu a revenit, însă Marian Marin, jucător cu state vechi, inclusiv la nivel de prim eșalon, și a îndepărtat pericolul. S-au cam dat drumul la contre deja. Romanul evident nevoit să se desfacă. Cum o încercare de centrare a lui Rusu, de recuperată de către Botoșani, nu a fost, să vedem, se consideră hands la Marian Marin. Și în ciuda faptului că nu este tocmai caniculă, se respectă și obiceiul pauzei de hidratare. Minutul 25-26 de acum al acestei întâlniri. O fază care se, oricum se oprise în zona neutră. Un arbitraj corect până acum, trebuie să recunoaștem, din partea brigăzii din Galați. Câteva momente va fi reluat jocul cu o lovitură liberă în direct a celor de la FC Botoșani 2, cei care au până acum avantaj pe tabelă, un avantaj minim de un gol, reușita din minutul 22 a lui Florescu. Țin de posesie botoșenenii,
Chiar că se joace prin devieri, mi s-a părut Hens la Brăscu, nu s-a văzut așa. Deschidere în partea dreaptă, pentru că Valiu s-a stat bine pe picioare. Și un tackling curat al fundașului stânga, acela de la FC Botosani 2, mă refer aici la Zaharia. Cum se ieși Romașcani. Ceva mai rapizi. Vine centrarea din nou din prima. Covaliu o minge care nu a avut nicio perspectivă. Desigur se putea gândi și o preluare, erau alte posibile continuări, dar aceasta a fost soluția aleasă de către jucătorul de la CSM Roman, mijlocaș dreapta. A respins bine acolo Nutescu. Eroaie. Aproape să fie deposedat. Brăescu. De cele mai multe ori în spatele fundașilor adverși acest nou transfer, Nedelcu. Nou transfer, mă refer la perioada intercompetițională. Operează Romanul prin Brăescu. Minge nefructificabilă. Urmărește Covaliu, Brăescu. Deviere și out pentru oaspeți. Pare să le placă ideea de a juca în pase multe pe spații mici. Jucătorilor de la Botosani, evident, au și avantaj, trebuie să țină cât pot de posesie. De această dată Romașcani, dar pentru moment am de pe acolo, vin majoritatea angajărilor, special pe partea dreaptă. Am văzut și acum o asemenea tentativă, dar Romanul a stat bine în defensivă. Cătălina Eroaie, pe drumul la minge, Brăescu, Rusu acum ajunge, dar nu poate prelua. Jucătorul de la CSM Roman și mingea în posesia formației vizitatoare. Da, mult mai deschis jocul, mai pe contre. Ceva mai plăcut, deși nu au existat ocazii foarte, foarte mari. Cu excepția, evident, acelei ratări, duble ratări monumentale a Botosanului, care avea deja 1-0. Nu se complică. Mai trece câteva secunde până ce Brânză le pune mingea în joc. Probabil acum va da lung, da. Zona centrală. Trece Romașcani. Covaliu. A urmărit Chelaru această minge, fără să aibă sorți de izbândă. Brăescu. Chelaru. Preferă mingea aruncată spre Nedelcu. Scapă cu bine Brânză. Urmează Romanul prin Nutescu. Acum Aeroai este în offside. Nedelcu stau destul de sus fundașii celor de la FC Botosani 2. Rusu acum. Nu se schimbă jocul de pe o parte pe cealaltă. Romanul, vine centrarea fără niciun fel de emoții pentru golkeeperul celor de la FC Botosani 2. Nutescu acum Aeroaie. O pasă călcâiul și balon plimbat și pe la defensivă, pe la Huțanu. Marin. Brăescu. Celeași trasee. Din nou
pressing în doi oameni ai celor de la Botoșani 2. Mingea iese și va fi repusă din colțul careului mic. Minutul 33 pe stadionul Moldova, 1-0 pentru FC Botoșani 2 în partida cu CSM din localitate, meci contând pentru etapa a doua a actuale stagiuni a seriei 1 din Liga a 3-a. Rusu. Și obligă adversarul direct să trimite în afara terenului, este vorba de Filip, tot Rusu este cel care repune de la margine. Destul de bine până la Nedel cu 3 dintre adversari l-au luat în primire. Se considera faul la Nedel cu asupra lui Neag. Minge urmărită de către extrema de pe cea parte, dar ceva cam lungă pentru a mai putea fi și ajunsă repunere doar de la margine pentru îngruparea romașcană. Nedelcu se lasă avantaj. Maria Marin îl preferă pe Covariu. Ținut de tricou, să vedem galbenul. Da, într-adevăr. Târșa, că nu mă înșel, este jucătorul avertizat. Așadar, câte un cartonaș galben pentru fiecare dintre cele două formații. Trată minutul 35, Marian Marin urcat și el. Destul de previzibil în multe momente jucătorii formației gazdă. Rusu nu prea a avut sorți de izbândă cu centralele de pe acea parte, de această dată iese, însă atentă defensiva lui Botoșani 2. Brescu ar fi putut chiar să tragă de acolo, n-a făcut asta. Minge pentru Nedelcu, lovește în creștet spre ceafă pe vârful celor de la Roma și faza s-a răcit într-o nouă repunere indirect a portarului Brânză. Minge aruncată pentru autorul golului, Florescu. Lona de Marian Marin și cred că va fi corner. Fault. Fault la intervenția capitanului formației romașcane asupra lui Florescu. O fază periculoasă. Nu au părut să exceleze la jocul aerian, așa cum am mai spus, cei de la Botoșani 2, dar sunt periculoși în careul advers. Zid format din doi jucători. Pentru a păzi colțul scurt. Fază care se pretează la o execuție cu mult efect. Trebuie să fie atenți să nu faulteze romașcanii în această zonă. Da, resping gazdele și îndepărtează pericolul pentru moment. Fază periculoasă. Respins Mocanu. Marin. Evident, nu au jucat foarte mult împreună fundașii celor de la Roman, se cere hands. La Maria Marin nu nici vorbă de așa ceva, avea mâna lipită de corp. Acum Nedelcu deschide în partea stângă pentru Chelaro. Posibilitate de contraatac celor de la Botoșani 2. Acum Brescu
s-a ținut însă foarte bine pe picioare târșa. Acum fault. Acuzat că a fost călcat jucătorul de la Roman. Mutescu, în două rânduri, într-adevăr s-a pus piciorul ceva mai serios, cum se spune. Și una peste alta, iată pe Botoșeneni instalându-se oarecum în suprafața gazdelor. Offside la Corban. Rusu. Neatent Brescu. Brescu faultat și un nou cartonaș galben pe care îl vede Marian Marin. Minutul 39. Probleme după contactul anterior pentru jucătorul de la FC Botoșan 2. Trecut câteva zeci de secunde, evident în favoarea celor de la Botoșan 2. Care au din nou posibilitatea să arunce o minge spre careul lui Băiceanu. Oprea. Va fi de această dată cel care execută jucător de picior drept cu efect interior direct și o fază mai periculoasă decât se anunța inițial. Băceanu, ca să nu se complice, a trimis în corner și oaspeții rămân în atac. O fază fixă, destul de mare deranjul uneori în careul celor de la CSM. Centrarea minge care a țopăit prin careul Romașcan, cele din urmă a fost respinsă doar pentru moment. A urmărit Marinescu acest minge care depășește din nou linia porții lui Băceanu și corner de această dată de pe partea dreaptă pentru oaspeți. Florescu execută, evident, fără niciun fel de grabă. Deja în minutul 41 al meciului. Out oferit celor de la Botoșan 2. Se simt destul de confortabil și în jumătate adversă de teren componenții formației vizitatoare. O centrare, Marinescu greșește acolo în prima fază și Brăiescu tot el până la urmă respinge. Pariu dă drumul la minge pentru Aeroaie. Plasament însă mult mai bun al lui Kindriș. Și o nouă posibilitate acum pentru Roman să construiască. Rusu aleargă după această minge.
trimisă în aut de către Botoșani. Același Rusu. O driblinguri Brescu din prima pentru Nedelcu. Aglomerați în preajma propriului careu jucătorii de la Botoșani 2. Decentrarea Eroaie și Nedelcu acum boxează portarul Brânză. Vine Rusu. Și posibilitate de contraatac 2 contra 3 a celor de la Botoșani 2. A fost offside evident, da. O neînțelegere între Marinescu și colegul care avea postura de servant la această fază. Balon pe care îl poartă spre zona centrală Csm Roman. A Eroaiei, spatele la poartă, nu a avut mingi pe care să le fructifice. Mizează destul de mult pe baloanele aruncate către Nedelcu. Jucătorii formației gazdă cer fault, acum nu a fost nimic, după cum consideră arbitrul Alexandru Burloiu. Cercare de viere din prima, jucăria în bun și Mocanu recuperează. Eroaie, un fault departe de zona imediat periculoasă a grupării din Botoșani. Ar mai fi aproximativ un minut din timpul alocat primei reprize. Probabil una dintre ultimele faze de atac ale grupării gazdă. Nici în marginea careului nu poate ajunge nimeni. Iată, într-o postură inedită pe Marian Marin, Covaliu reușește să centreze și Marin cu recentrare pentru Eroaie. Mai scund din prima, a șutat Nutescu. Balon bâlbuit și o fază periculoasă pentru poarta botoșenenilor. 2 minute de prelungire sunt indicate de către centralul acestei întâlniri pentru prima repriză. Da, putem spune 2 ocazii mari în contul gazdelor. Oaspeții au avut și ei porția de ratări. Dar cel mai important, pentru că fotbalul se joacă pe goluri, nu-i așa? Echipa vizitatoare are 1-0. Acum aproape de finalul primelor 45 de minute. Brescu. Multe mingi în zona centrală. Are treabă însă Nedelcu, nouarul celor de la Csm Roman, cu fundașii centrali al lui Botoșani 2. Fault, ținere de tricou, mai bine zis, nesancționată. Nu renunță la pase. Botoșenenii recuperează. Eroai într-o zonă destul de periculoasă. Minge în partea stângă. Nu reușește să centreze așa cum trebuie Mocanu. Urmărește mingea însă. Și vine până la urmă centrarea din prima Nedelcu. S-a părut că a lovit cu tibia. Din prima, din întoarcere, o execuție pretențioasă și din ce în ce mai evident că ne apropiem de desnudământul primelor 45 de minute. Așa este, doamnelor și domnilor, etapa a doua a serii, întâi din liga a treia la fotbal aici, pe stadionul Moldova din Roman. Final de primă repriză, Csm Roman 0, FC Botoșani 2-1. Ne revedem și noi în câteva minute. Bine v-am regăsit în direct, dragii noștri.
Iată-ne în transmisiune de la stadionul Moldova pentru a urmări împreună ultimele 45 de minute ale partidei dintre CSM Roman și FC Botoșan 2. Meci contând pentru cea de-a doua etapă a campionatului seriei 1 din Liga a 3-a. 1-0 pentru oaspeți la pauză, pe fondul unui joc destul de bun, cu o posesie prelungită. Au fost ocazii, trebuie spus, la ambele porți, însă ceva mai pragmatici au fost jucătorii formației vizitatoare în minutul 22, atunci când un șut de la 25 de metri, Florescu l-a învins pe portarul Băicianu, care ieșise eronat la o minge trimisă în adâncime. A început meciul, ceva schimbări în ambele tabere. Tra Micloș la Botoșani, vedem și pe Enea în tabăra formației romașcare. Surprins în poziție de afară din joc Aeroae în această fază. Iată, lucrurile nu par să arate foarte bine pentru îngruparea de la Malul Moldovei. După prima etapă și jumătate, înfrângere cu 1-0 la prima întâlnire din acest sezon și acum din nou 1-0 condusă formația pregătită de către Gabi Țapu și Iosif Susanu. A fost scos de la Romașcani Nedelcu, puțin cam ineficient, să spunem, în prima repriză, noarul gazdelor. Marin acum mizează pe Aeroae și pe nou intratul Ienea pentru faza ofensivă CSM Roman. În spatele lor urcă destul de des Brăescu. A avut șansa Chelaru această fază, a fost faultat, mi s-a părut jucătorul romașcan la faza anterioară. Iată pătrundere și un șut spre colțul lung din alergare, mult departe însă de poarta romanului. O fază periculoasă pentru Botoșan 2, în marginea careului este offside. Băicianu a fost autorul moral al singurului gol, dar de asemenea a avut și cel puțin o paradă foarte bună. Cu pătrunderea romanului vine centrarea lui Covaliu, blocată de către cei de la Botoșan 2. Corner pe care îl execută Chelaru. Piciorul stâng, patru romașcani care au adves, au urcat și Marea Marin către el, se îndreaptă această minge, vine recentrarea, balon șters și corner din nou. Sunt și Enea și Aeroae și Nutescu acolo. Din nou minge care a fost trimisă spre poartă către capitanul Marian Marin. Mm-hmm.
Îndrăznim să spunem totuși că este o partidă destul de agreabilă. Toate că este un meci tipic de început de campionat. În continuare îndrăznesc să spun că nu a fost jucată soarta meciului. Interesant este de văzut ce vor face responsabilii cu spectacolul, să le spunem așa, gazdele, nu? Pentru că sunt nevoiți să atace. Altfel, tipul care trece este în favoarea celor de la Botoșan 2. Repunere de la margine rapidă, Rusu. În centru pentru Nutescu, acum la eroaie. Voi să întoarcă, aproape de a fi deposedat jucătorul de la Roman. Rusu, încă un dribling. Destul de tehnic acest jucător adus în această vară. Marin. Vine centrarea în zona centrală. Ienea nu a putut să o fructifice. La fel și Nutescu. Joacă ceva mai rapid. Au lăsat destul de multe spații romașcani. Iată și acum. Atenți însă. S-a descurcat pentru a câta oară Marian Marin. Eroaie. Nu reușește să pună mingea jos. De-abia Brăiescu poate face asta și posibilitate de contră pentru gazde. Angajare total ineficientă. Minutul 51. Oaspeții își mențin avantajul minim de 1-0. Minge în plasa laterală. Nu a fost atinsă de nimeni și doar o repunere din colțul mic al careului portarului Băiceanu. Sărit Enea, Botoșaniul ceva mai atentă. Vedem, cred că a fost Hens. Și o nouă schimbare în tabăra formației vizitatoare. Intră Balan. Acesta îl înlocuiește pe autorul golului din minutul 22 pe Florescu. Mare ceva mai defensivă, cu toate că nu au trecut nici 10 minute din repriza secundă. Antrenorul Orlando Cucu își face tactica lui obișnuită. Angajare periculoasă și să vedem din nou portarul Romanului se evidențiază la pătrunderea lui Marinescu. Ocazie cât roata carului și periculoși îi vedem pe contraatac pe jucătorii de la Botoșan 2. Iată, mențin permanent un pressing cu 2 sau chiar 3 jucători. Sportivii de la Botoșani acum minge scăpată în afara terenului, moment de care voi profita pentru a vă reaminti partidele din această rundă a doua, serie întâi din Liga 3, astăzi, vineri 31 august. A fost programat acest meci pe care avem plăcerea să-l urmărim împreună, alături de întâlnirea de la Râmnicu Sărat dintre CSM din localitate și CSM Focșani. Iar mâine, 1 septembrie, de la ora 17, se vor juca partidele Foresta Suceava și Omuz Fălticeni, Casei Târgu Seguiesc Bucovina Rădăuți, Metalul Buzău CCM Gloria Buzău, Sporting Lești ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, Suporter Club Oțelul Galați Sănătatea Daraban și Știința Miroslava CSM Pașcani. O serie interesantă, cum spuneam, a Ligii a treia.
seria care componență nu a fost știută decât în momentele premergătoare primei etape. Practic, săptămâna trecută Federația a stabilit componența seriilor. Erau destul de multe necunoscute. Una dintre ele era chiar prezența acestei FC Botoșan 2. În urmă, primiți în al treilea eșalon, urmarea retragerii îngrupării Gauss din Bacău Aeroaie. Incomodat suficient cât să pierdă mingea și repunere de la margine pentru formația din Roma. Mucanu trimis destul de lung pentru Ienea. Mutescu urmărește această minge, trage prin alunecare eficientă de această dată Rusu. Combină pe acea parte cu Covaliu. Chelaru deschide în stânga, un șut centrare a lui Mucanu, fără niciun fel de pericol pentru poarta apărată de Brânză. Intrat în minutul 56 al meciului, derulat în aceeași notă în care oaspeții încearcă să țină mingea jos, Romanul trebuie să se precipite, dar iată, un teren bun se poate juca tehnic până la urmă, nu? Marian Marin minge în dreapta, ajunsă de către colegul său. Mucanu pentru Brescu. Nu renunță la faza de apărare. Brescu, unul dintre jucătorii experimentați ai formației romașcane. Un dribling al lui Rusu. Să vedem, au de poartă doar. Evident, nemulțumit pe margine antrenorul principal de la CSM Roman, Gabi Țapu, fostă glorie a fotbalului local, de la al doilea și al treilea eșalon. Vrea mai multă viteză din partea elevilor săi. Pierd baloane acolo unde nu ar fi cazul cei de la CSM. Acum să vedem pe Chelaru. Deschide pentru Brescu, urcat la timp, balon pentru Rusu, un jucător tehnic, l-am văzut știind să dribleze, minge în zona centrală pentru Chelaru. Nu s-a putut face nimic mai periculos, evident, și Botoșan 2 are defensivă. Minge pentru Rusu din nou. Marginea careului întoarce pentru colegul său, vine recentrarea fără perspectivă Chelaru de această dată. Nu a putut să mai furnizeze un balon util, posibilitate de contră. Cam la o fază de genul acesta a greșit la gol portarul Băicianu. Această dată nu s-a mai întâmplat așa. Chelaru. Eroaie, a fost fault, să vedem. Avertizat doar verbal Micloș pentru intrarea ceva mai dură asupra lui Chelaru. Minge lungă spre Eroaie. Botoșanu iese și acum aruncă mingea în zona centrală. Marinescu alături de fundașul romașcan Huțanu întoarce
Faza rămâne periculoasă. Putea produce o accidentare la acel contact. Dar până la urmă Romanul este în posesie și din nou trebuie să alerge măcar după egalare. Doar a eroaie între fundași și adverși din farfecă. Resping botoșenenii. Iarăși calmi, țin mingea jos. Au greșit foarte mult acolo. Sigur, stau mult timp la miuță, de altfel am văzut și la încălzire înainte acestei partide. Au exersat destul de mult acest gen de pase scurte, care până la urmă le-au adus succes, cel puțin până în acest moment. Minutul 60. Iată, după o oră de joc, gazdele sunt conduse cu 1-0. Nu renunță la luptă, încerca să prelungească pe spate Ienea pentru a eroaiei. Minge trimisă în afara terenului de joc și Rusu va repune evident de la margine. Și mai pregătește o schimbare Orlando Cucu. Până una alta, gazdele de la CSM Roman vor beneficia de un nou corner de pe partea dreaptă a atacului. Ca de obicei, Chelaru va trimite mingea cu piciorul stâng. Centrarea, nimeni acolo. Vedem un fault. Același Micloș îl faultează pe Huțan. Și Brescu va fi cel care va executa. Lovitură liberă, mult lateral stânga pe direcția atacului Romașcan. 6 dintre jucătorii gazelor în careul advers, mult prea lung. Cum se spune, nici cal, nici măgar. Cam așa a fost această execuție. Cu siguranță nu una dintre cele mai fericite ale lui Brăescu. O schimbare la Botoșani anunțată deja. A intrat Ilaș în locul lui Corban. Mai puțin de 30 de minute din timpul alocat acestui meci, care Roman pare să nu găsească soluții pentru faza ofensivă și destul de vulnerabilă uneori la contrele adversarilor. Reamintim, echipă de locul 4 la finalul campionatului trecut, CSM Roman, dar acum lucrurile stau cu totul altfel în ceea ce privește lotul, evident. Vine centrarea cu efect, destul de periculos iese Băicianu și îi neagă efortul lui Balan. Nutescu, în dreapta, vine a eroaiei la mijlocul terenului. Încearcă să joace din prima Romașcanii. Eroaie se descurcă. Este posibilitatea de centrare acum. De pe partea dreaptă, Enea este în careu, la fel și Mocanu. Chelaru, îmi cer scuze. Vine acum șutul din partea lui Mocanu. Mărise bine faza. Repunere de la margine pentru Roman. Îmi pare că de asemenea se pregătește pentru o schimbare. Câte se pare, tot pentru a
îmbunătăți compartimentul ofensiv. Să vedem, a pierdut un timp acolo Puțanu și Marian Marin, singurul rămas pentru a zădărnici contraatacul celor de la Botoșan 2. S-a descurcat de această dată. Mutescu pierde mingea. Merg cât pot de sus cu faza de construcție dinspre defensivă. Jucătorii de la Botoșan 2 nu renunță permanent la unul sau două vârfuri. Acum însă Roman are posibilitatea să apropie din nou periculos de poarta adversă. Out a eroaiei și Enea minge în spate. Posibilitate de contra, a fost offside, da. Au făcut pasul la timp jucătorii formației Romașcane, la care acum intră Macovei. Acesta îl va înlocui pe Aeroai. Până la urmă o schimbare post pe post. Pare că terminase gazul Aeroai. Țanu spre Marin. Minge în dreapta. Rusu. Drum la minge pentru Covaliu. Șare cu același Rusu și va fi corner. Nu, sau, să vedem, da, este corner. Mi s-a părut la un moment dat că părea să fie o repunere de la margine. Rescu, gol! Gol! 1 la 1. Răescu, un șut din afara careului. Minutul 66. Un șut cu latul care a trecut ca printre jaloane de defensiva celor de la Botoșan 2. Portarul oricum era mascat și astfel șutul plasat, până la urmă mai mult plasat decât puternic, și-a dovedit eficiența. Repun oaspeții de la margine acum, același Brescu. Enea încearcă să țină mingea jos, a fost tras. Evident, tras de braț din spate. Fază periculoasă, prelungită bine însă cu capul până la portarul Băicianu, ce stă dă drumul repede la minge. În partea stângă acum se mută jocul. Întoarce Huțanu. Mai peste alta, un scor echitabil, cam din toate punctele de vedere, față de ceea ce s-a jucat. Și în continuare, evident, de la acest scor egal, clar, se poate întâmpla orice. Îndrăznesc să cred că se va mai înscrie. Ar fi două puncte pierdute la adevăr pentru Roman și unul câștigat pentru Botoșani 2. Întârzie repunerea de la margine. Oprea.
Ne-a pus piciorul acolo, Brăescu n-a putut să intercepteze balonul și oaspeții vin din nou în zona centrală. Brăescu, probabil unul dintre fotbaliștii care a muncit cel mai mult pentru gazde în acest meci. Un gol meritat de el, a făcut ambele faze, și atacul și apărarea. Ia fața jucătorului de la Botoșani, lui Covaliu. Rusu, deposedat și posibilitate de contră, foarte, foarte periculos, la sacrificiu, cu prețul unui fault și a unei accidentări. Iată, în disperare de cauză, Romanul levită primirea unui nou gol. S-a ridicat până la urmă jucătorul cu probleme. Este vorba despre Chelaru. Nu. Nu a fost cel protagonistul fazei anterioare. Repunere de la margine pentru Botoșan 2, același oprea. Atent, Brăescu. Minge pentru Ienea, deschide în partea dreaptă jocul și vine șutul lui Covaliu. Nici nu s-a uitat la poartă, a tras din instinct, să spunem așa, jucătorul de la CSM. Cuțanu ține de minge, încearcă să paseze ceva mai mult și Romașcani. Intrat în minutul 71 al acestei întâlniri. Cuțanu pierde o minge în zona periculoasă și o ocazie cât roata carului pentru Marinescu, singur cu portarul Băiceanu. A avut toată poarta la dispoziție, a șutat pe lângă. Să vedem dacă se respectă regula nescrisă cu cum că ocaziile se răzbună. Ce va face Romanul? Trage de câteva ori semnalul de alarmă jucătorii de la Botoșan 2. Evident, vor toate punctele. Au condus mai bine de o oră. Mai bine zis, au condus până în minutul 66. În minutul 22. Acea execuție a lui Brăescu. Minge aruncată în stânga. Pentru Mocanu nu ajunge acesta. Repunere de la margine. Oprea. Alargă Covaliu această minge, Rusu. Asta era în offside vârful celor de la Botoșan 2. Țanu. Montescu în dreapta pentru Marian Marin, care urcă, pasă bună și
și angajare în careu urmărit atât de Macovei cât și de Enea. Aspeții au trebuit să trimită în afara terenului. Fără probleme această minge pentru Mocanu. A fost de jucat offside-ul. Brescu în stânga pentru Chelaru. Centrare, dar doar prin spatele porții. Și Brânză va repune din colțul careului mic. A tras atenția centralul Alexandru Burloiu, golkeeperului de la Botoșani 2, să nu mai tragă de timp, altfel îl paște un cartonaș galben. Reamintim întreaga brigadă de arbitraj de astăzi. Este din Galați, alături de Alexandru Burloiu sunt Florin Iftode și Răzvan Bedreagă. Federația a trimis ca observatori pe Petronela Anițoaie și Ișvan Somoleac, prima din Iași, cel de-al doilea din Harghita, un foul. Și o nouă lovitură liberă care poate anunța pericol la poarta celor de la FC Botoșani 2, care se pregătesc pentru ultima schimbare. Au apărut multe modificări în regulamente pentru actuala ediție de campionat. Au fost modificate foarte ușor doar prevederile referitoare la jucătorii tineri. Trebuie să fie și sub 20, 20 și 21 de ani în fiecare echipă. Minge în careu, nu ajunge Ienea. Rusu! Minge peste plasa din spatele porții apărate de către Brânză. Are cam largă acea fază, dar stă bine și Botoșanu în înghete, mai ales în defensivă. Schimbare acum. Intră și Sincu, numărul 92. Îl înlocuiește pe Micloș. Nu cred că pe Micloș, nu. Micloș a venit doar să se hidrateze. Este odihnit începând din acest moment optarul Filip. Out pentru Botoșani 2. Urcă oaspeții, nou, periculoși, au avut destul de multe oportunități la faze de genul acesta, se descurcase însă Rusu. Îl vedem doar pe Macovei, când eforturi de pressing, acum vine și Enea. Aruncată pentru nou intratul Sincu. Vine și centrarea periculoasă, luase fața jucătorului de la Botoșani, apărătorului gazdelor. Brescu până la urmă calmează această fază
și trimite un balon după care aleargă același Macovei. Intrare destul de dură și va fi cartonaș galben. Cred, da. Evident, este evident și faptul că jucătorii celor două formații au nevoie inclusiv de câteva momente de respiro. Altfel nu prea au părut grăbiți componenții echipei din Botoșani. Cam niciodată pe parcursul acestui joc ei au încercat să respecte indicațiile tactice și să-și facă jocul. Salbine la cap, Rămășcani acum, un fault asupra lui Iena, s-a văzut la această fază, oricum rămâne mingea în posesia gazdelor. Aleargă Mocanu, o centrare dezamăgitoare. Rângeți din prima oaspeții și Uțanu a scăpat de minge. Și totul se rea cu același scenariu al paselor formației vizitatoare. Recuperează însă Rămășcani, a văzut poarta goală și intenția nu a fost tocmai rea. Se putea întâmpla și un efect din acela ciudat, însă până una alta era o minge oricum urmărită de către portarul Brânză și nu s-a întâmplat nimic notabil. Rusu în partea dreaptă, centrare lungă spre Chelaru, ține mingea în teren, dar în același timp le-o și oferă oaspeților. Este atent Cuțanu de această dată. Din prima vine încă o tentativă de șut al lui Nutescu, 30 și ceva de metri. Vor să stea cât se poate de sus această repunere jucătorii de la Botoșani. Până la urmă doar o minge de la portar la portar. Mai fi aproximativ 10 minute, să spunem, din acest meci, cu tot cu prelungiri. 1-1 scorul după ce FC Botoșani 2 a intrat la vestiare cu avantaj de un gol. Mingea aruncată în zona centrală, spatele la poartă însă locașul oaspeților. Minge pe culoar, atentă defensiva celor de la CSM. Repunere rapidă, iată, cu călcâiul și a intrat în unghi jucătorul de la Botoșani, Boiceanu. Încă o dată a apărat așa cum trebuie colțul mic. Nu a avut nicio șansă Enea. Trebuie să mulțumească numai cu posesia jucătorii formației gazdă. Posibilitatea unui nou atac. Oricum se simte tensiunea, se simte și efortul fizic făcut de către ambele formații. Acum poate vine o centrare blocată, însă și corner. Nu, nici măcar. S-a părut că fundașul oaspeților a pus piciorul acolo, nu a fost așa. Rescu. Ma
Marin acum. Schimbă partea Romașcanii. Lipit de tușă Mucanu. Out. Și repunerea aceluiași Mucanu. Spre Enea. Bună preluarea lui Macovei. În zona centrală. Va cam în spate fusese Covaliu. A făultat Macovei. Punctul 85. Al unei partide care se prefigurează un egal 1-1 dacă nu se mai întâmplă nimic notabil. Interesant este însă faptul că niciuna dintre formații nu pare să fi renunțat la luptă. Nu o centrare, o încercare de centrare, mai bine zis, din flancul stâng, care se descurcă bine formația gazdă. Rămâne pericol însă. Vedem pe înalții Marinescu și Ilaș permanent ca un ghimpe în coasta celor de la CSM Roman, zona careului. Iată să urmează scorce minge. S-a mizat pe o serie de pase pe culoar destul de periculoase în multe momente. Maria Marin însă și-a făcut până acum datoria. Dar central și totodată capitanul gazelor de la CSM Roman. Marin în dreapta. Nu a fost rea intenția lui Macovei. Brăiescu nu a fost offside. Acum Covaliu gentoarsă pe Rusu. Depărtează pericolul cei de la Botoșani doar pentru moment. Iarăși Macovei minge prelungită și Enea. Este gol! Este gol pentru Roman! Enea din careu nu a ratat. Când părea să ne adoarmă acest joc, iată, minutul 87-88 de acum. Rareșenia face 2-1 pentru CSM Roman. Și s-a confirmat zicala cu ocaziile care se răzbună. Așa cum spuneam, chiar de la 1-0 pentru formația vizitatoare, partida părea în continuare deschis oricărui rezultat. Covaliu pentru Iena. Ceva mai rare fiați acum în defensivă jucătorii de la Botoșani. Covaliu minge atinsă de către jucătorul formației de la Botoșani și este corner. Vine chelarul să execute. Evident, fără niciun fel de grabă. Cu 2 minute înainte de expirarea timpului regulamentar. Chelarul
Minge în careu. Resping oaspeții Brăescu. Vedem offside. Iată. Cât pe ce. Cât pe ce să fie golul 3 pentru CSM Roman. A fost o neglijență și o lipsă de comunicare între asistentul de pe acea parte, Ivan Bedreagă, și centralul Burloiu. Inițial tușierul vrea să dea offside, nici vorba de așa ceva. Faza s-a jucat corect până la urmă și a venit șutul care l-a întins pe portarul Brânză, fi corner de pe partea stângă a atacului celor de la CSM Roman. 6 dintre jucătorii gazelor erau în careu, a preferat să joace scurt. Nutescu spre Rusu, a ajuns în partea stângă, acum Brăescu în zona centrală, Huțaru tras sănătos, atent și Mocanu. Out de poartă. Și ar cam trebui să discutăm de prelungiri, de câte minute de prelungire va fi nevoie în această partidă. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Unul dintre jucătorii de la CSM este la pământ în marginea careului de 16 metri. Se ridică. Cred că Huțanu a fost. Perează Romanul încă o minge utilă. Brăescu, balon aruncat în flancul drept. Și minge trimisă nu aproape. Depărtat până la urmă pericolul iminent cei de la FC Botoșan 2. Trecut deja 3 minute. Aproape. Peste timpul regulamentar. Puține momente până la final. Toată lumea vrea să se încheie cât mai repede acest meci, toată lumea din tribuna oficială, cel puțin a stadionului Moldova, evident, când destul de puțini mai sperau într-o victorie. Iată, CSM are posibilitatea să înceapă cu dreptul pe teren propriu. Minge lungă pentru Macovei. Perează Romașcanii până la urmă. Nutescu deposedat, minge iese în aut și va fi continuată de către formația vizitatoare. Macovei. Brăescu acum pentru Chelaru. Driblat bine și a scos un nou out. Chelaru. Mocanu repune de la margine până lângă careu. Acolo însă Macovei a fost deposedat. Să vedem. Este gata. CSM Roman învinge. România era până la urmă spectaculoasă pe fondul unui meci care nu părea chiar atât de spectaculos, cu un gol în ultimele minute semnat de către Ene. Așadar 2-1, 0-1 la pauză și primele 3 puncte pentru gruparea de la malul Moldovei. Doamnelor și domnilor, dragii noștri, vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să ne fiți alături și în continuare pe parcursul viitoarelor sezoane din campionatul de fotbal, dar și din Liga Națională de Handbal Feminin. Până atunci vă dorim o seară frumoasă și o toamnă care vine la fel. Toate cele bune!